Bine ne-am regăsit la o nouă emisiune, Hora Copiilor. În această seară am alături de mine pe doamnele profesoare din învățământul preșcolar, doamna Niculina Căruntu. Bine ați revenit la noi, doamna Niculina. Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. V-ați obișnuit ca să ne vedeți împreună, pentru că prietenia include aici discuții interesante despre educație și nu numai. Da, mulțumesc frumos. Și pe doamna Bortaș-Georgeta, colega doamnei Niculina, lucrează la aceeași grupă. Bine venit! Și doamna Angelica, bine v-am găsit! Și mă bucur să fac parte din aceeași prietenie. Așa, din aceeași echipă. Și din aceeași echipă. Și noi suntem. Și eu mă bucur că v-am alături de mine. Sunteți două colegi minunate, care iubiți profesia de educatoare, iubiți copilul, sunteți stimate și respectate de părinți și ceea ce mi-a plăcut întotdeauna la doamna Niculina întâi și pe urmă și la tine după ce ne-am cunoscut, mi-a plăcut faptul că alături de iubire, de pace, de o atmosferă plăcută creată în colectivul de copii, întotdeauna a iubit mișcarea. Pentru că știm că cel mic este tot timpul într-o continuă mișcare, are nevoie de relaxare, de joc. De fapt, trăirile lui și lăuntrice și din exterior sunt legate de elementul joc. Dragă Niculina, tu ești psiholog. Ce le-ai recomandat tu părinților care se uită la noi și au copii mai mici și mai mărișori? Doamna Angelica și stimați telespectatori, stimați părinți, copii, nu este nimic nou sub soare, că mișcarea este foarte importantă în viața copiilor și nu numai. Noi am învățat o psihologie foarte bine fundamentată, Jean Piaget, Maria Montessori, alternative educaționale, Waldorf, step by step. Sunt educații alternative și psihologi care au fundamentat mișcarea ca element primordial în viața copiilor, în activitatea grădiniței. Și atunci eu, știind aceste lucruri, și nu numai eu, dar vorbim acum doar în nume propriu, știind aceste lucruri și trăind în mijlocul copiilor atâția ani, ne-am dat seama că fără acest lucru, fără mișcarea care face parte zilnic din activitatea noastră, nu se poate. Activitatea ar fi rigidă, ar fi obositoare, am avea la sfârșitul zilei niște copii obosiți și chiar stresați, putem spune, lăsându-i foarte mult timp în fața unor caiete speciale, cu cât mai multe, cu atât mai rău, și nu am realizat mare lucru. În fața tabletei, în fața unui iPhone? Să spunem că la grădiniță acest lucru nu se întâmplă, dar noi vorbim deocamdată de activitatea din grădiniță. Bine, noi ca educatori putem stimula foarte mult activitatea copilor și acasă prin convorbire și parteneriatul cu părinții. Pot să vă spun că foarte mulți copii din grupa noastră merg la not, merg la kwankido, participă la tenis, la fel de fel de activități. Duminică și sâmbătă și duminică a fost o activitate foarte frumoasă, în afară de faptul că a fost intitulată minunat Bucurie în mișcare, au participat foarte mulți copii de la noi din grupă, au primit premii, iar noi, eu împreună cu doamna Angelica, i-am căutat să vedem câți au venit acolo la Bucuria în mișcare. Da, și ai văzut că erau copii de la Todireni, erau din mediul rural, da, veniți cu mașină, cu mașina școlii sau cu autobuzul. Deci nu este simplu, cadrele didactice au făcut un efort, erau din timpul lor liber, așa cei oameni pe care îi blamăm în fiecare zi pe la televiziuni, prin ziare, eu știu pe unde, au făcut niște eforturi, pentru că sunt oameni foarte mulți în sistemul educațional care iubesc această minunată profesie. Noi am spus, doamna Angelica, nici măcar nu este o profesie, este o menire. Deci, ți este menit să fii tu în mijlocul copiilor o viață întreagă. Și dacă iubești acest lucru, ai realizări și faci, nu ești un om obosit la bătrânețe, eu știu, nervos, obosit, că am lucrat cu copiii, nu. Trebuie să faci din asta o fericire. Cred că de ce educatoarele, învățătoarele, deși lucrează cu mulți copii, deși trebuie să se pregătească mereu și în toate domeniile
trebuie o învățătoare, o educatoare, trebuie să știe și istorie, și matematică, și română, și dans, și desen, și muzică, și toate specialitățile. Dragă Cicuța, tu ești mai tânără, ești mai proaspătă venită în unitate și în învățământ. Am văzut că și tu realizezi niște lucruri foarte frumoase și cred că ai și norocul să o ai pe doamna Niculina alături și ai de unde învăța. Contează foarte mult să ai de unde învăța. Foarte mult. Tu ești și mămică, ai și o fetiță de 10 ani. Spune-mi, dacă într-o zi n-ai face mișcare cu copiii, crezi că ai putea stăpâni? Poate de stăpânit aș reuși să-i stăpânesc, dar n-ar fi aceeași bucurie la activitatea pe care o facem, n-ar fi aceeași plăcere pentru ei să participe, mișcarea, dansul, tranzițiile în general de la o activitate la alta. Dacă n-ar fi această mișcare, n-ar fi dinamice și atunci ar fi plictisiți, ar fi obosiți, ar fi fără nicio bucurie, fără nicio plăcere de a mai continua. Ar întreba în continuu, doamna, dar nu se mai termină. Pe când și chiar în cadrul unei activități, dacă văd un moment mai static, când deja s-au plictisit de acea matematică, numărat, socotit, dacă facem un exercițiu cu număratul degetelor, dar și cu mișcare, le ridicăm. Sunt atâtea cântece, jocuri. Îi dinamizează, îi antrenează, participă cu mai multă plăcere. Și sunt convinsă că mișcarea ajută în general la dezvoltarea. Tu ai făcut liceul pedagogic, colegiu de educatori învățători? Eu am făcut liceul Roman Vodă și apoi am făcut colegiu. Da, 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 da. E foarte bine dacă ai avut unde să faci practică, dar ai și de unde să înveți. Contează lucrul acum acesta. Acum, devenind și mămică, fac practică și acasă, cu propriul copil. Deci, fetița mea participă deja la cursuri de dansuri în afara școlii, a participat și la cursuri de gimnastică și sunt foarte fericită, pentru că... Da. E un îndemn pe care noi trebuie să-l facem părinților. Să nu lase copiii numai și numai în fața tabletei și în fața televizorului. Ei vor sta cu minți, se uită la un desen animat, se uită la ceva pe tabletă și părintele de fapt nu știe ce l-așteaptă acolo pe copil, pentru că sunt foarte multe tentații, dar uită de elementul fundamental, cel care îl formează ca om, jocul. Pentru că în joc, în diferitele variante de joc pe care noi le avem în programa noastră școlară, copilul învață mult mai repede și stăpânește mult mai bine multe, multe deprinderi de ordine și comportament civilizat, dar stăpânește foarte bine și noțiunile de bază care se predau în grădiniță și care îl formează pe el în viitoarea activitate școlară. Niculina, dragă, eu am văzut la tine multe, multe activități de joc care precede activitatea didactică ce urmează, cele două, da, trei activități care sunt la clasă. Angelica, vreau să vă spun un lucru. Chiar dacă nu aș vrea să fac eu mișcare în grădiniță, sunt obligată de programa, de curriculum în învățământul preșcolar, care prevede zilnic ieșirea în aer liber a copiilor, indiferent de vreme. Și aici, în situația aceasta, ne mai lovim uneori, nu vorbim noi în cazul nostru, da, în grupa noastră, pentru că avem niște părinți de excepție, niște copii de excepție. Vorbim în general, ne lovim de atitudinea părinților care atunci când plouă nu avem voie să-i scoatem afară, când ninge nu avem voie să-i scoatem afară, ceea ce nu este un lucru foarte de bun. Frică, copiii se sensibilizează, răcesc foarte ușor, dar ușor, ușor, dacă îi scoți afară 5 minute, 10 minute în fiecare zi. De asemenea, vorbea colega mea Gicuța de niște tranziții, nu le fac pentru că vreau eu. Tot programa mă obligă și mie îmi plac și nouă ne plac, ne obligă să facem aceste tranziții pentru a dinamiza activitatea, pentru a introduce de ce sunt jocurile muzicale, jocurile de mișcare. Toate acestea au rol de a dinamiza activitatea, de a consuma energia în exces a copiilor. Noi lucrăm la grădiniță și lucrăm la grădiniță până prelungit. Copiii stau de dimineață până seara în grădiniță. Deci aici cu atât mai mult avem nevoie de elementul de mișcare în fiecare activitate, că este activitate matematică, activitate plastică, aceste elemente, aceste tranziții nu trebuie să lipsească din nicio activitate, dacă vrem ca activitatea să aibă efectul dorit, scontat. Care sunt cele mai gustate activități de tranziție din prima etapă a zilei?
Cele mai gustate sunt cele care sunt cunoscute de copii, nu atunci când înveți, eu știu, ceva nou. Noi transformăm versurile cunoscute în jocuri recitative ritmice și atunci e deja un element de mișcare foarte plăcut, cu instrumente de percuție, cu tobiță, cu xilofon și cu alte instrumente și creăm aceste treceri de la o dată la alta într-un mod plăcut și dinamic. Jocurile muzicale transformăm tot în elemente de tranziție, fragmente din jocurile muzicale și vreau să vă spun că uneori și noi creăm anumite jocuri ritmice, versuri făcute de noi în sfârșit, care se adaptează temei respective. Asta vrem noi, dar găsim o multitudine de elemente de jocuri pe care să le folosim în grădiniță. Nu ducem lipsă deloc de aceste lucruri. Pentru că spuneai despre frica părinților de ploaie, de ninsoare, mie mi-a plăcut că voi două și asta iarna ați scos copiii prin zăpadă, ați făcut tumbe, ați făcut oameni de zăpadă. Foarte frumos și părinții nu s-au supărat, ba din contră i-au adus pregătiți pentru a se putea juca cu zăpada. Uite, în Norvegia afară plouă, o ploaie mocănească și copiii toți stau în ploaie, mănâncă în ploaie, se așează la groapa de nisip, au niște lăzi mari în care au tot felul de jucării, nu le este frică de ploaie. Nici nu există atâta ciment prin curți, da. Avem și noi destule curți unde avem iarbă, mai avem părculețele astea, mai avem atâtea aparatura aceea de joc pe care copiii o folosesc și o aveți și voi. Am văzut la voi niște jocuri de mișcare deosebite. Aveți și foarte mult material didactic procurat pentru ca să puteți realiza aceste jocuri de mișcare. Da. Și cred că multe din activitățile care se fac, activitățile obligatorii, cum le ziceam noi înainte, pot fi, apare acel feedback și apare acea fixare a lor prin activitățile de tranziție dimineața. Folosiți adeseori, nu? Ca Sim. Să fixezi număratul și socotitul, ca să fixezi o poezie. Jocul, un cântec, degețe, un joc, ridic, da. Foarte multe activități. Dar sunt lucruri simple, stimate colege și stimați telespectatori, care mi se par că, vai, nu putem face. Nu avem timp, în special părinții, vin obosiți. Dar în drumul spre casă, dacă treci printr-un parc și asculți cântecul unei păsări, acum primăvara, dacă ești atent la firul de iarbă sau la floare pe care vezi în cale și spui copilului acest lucru, îți transformi mersul tău de acasă până la grădiniță într-o poveste și ai făcut un element de mișcare și de discuție de calitate împreună cu copilul tău. Noi obișnuim să facem aceste lucruri, să mergem să vedem copacul înflorit, să vedem, să ascultăm cântecul păsărilor. V-am povestit o întâmplare foarte hazlie. Când anul trecut m-am dus să ascult cu ei păsările în parc aici la Roma, și cânta o cioară, croncăneau. Și eu spuneam, copii, hai să ascultăm cântecul păsărilor. Ei se uită la mine și spun, doamna Niculina, dar nu auzim nicât cioara, nu auzim păsările celelalte. Acum am stat, tot cioara a fost vedetă și ne-am întors încet spre grădiniță. De ele, da. Dar au fost bucuroși că au văzut gărgăriții, parcă nu văzuseră gărgăriții în viața lor. Deci l-am studiat, am văzut că sunt prietene, sunt multe, s-a așezate la soare, pe frunze. Deci lucruri simple, atât de simple, dar atât de importante pentru viața lor. Și ajungi la grădiniță să spună, doamna, te iubesc. De ce oare? Pentru că atâtea lucruri ai văzut și ai trăit împreună cu ei și ai dat importanță unor lucruri mărunte pe care le-am transformat în elemente de poveste. Și atunci eu îl introduc pe copii într-o lume foarte frumoasă, în lumea lor de fapt, care este minunată și intru și eu acolo și atunci cum să nu fie frumos și plăcut în grădiniță. Da, și le formăm dragostea aceea pentru natură și aruncăm acea frică de un gândăcel, de mai știu eu ce, că în jurul nostru sunt tot felul de vietăți. Transformăm în poveste. În primul rând că sunt acele lecturi foarte frumoase despre viața plantelor și animalelor și învățându-i pe copii ce se întâmplă în regnul animal, ei încep să iubească și înțeleg că și puiul acela de animal are o mamă pe care trebuie să o respecte și să o asculte, pentru că are și el niște reguli de comportare și iubesc foarte mult natura. Uite, mai îmi place că voi aveți și școala părinților.
unde aveți discuții cu părinții asupra modului în care trebuie să se comporte cu copiii. Activitățile astea cu părinții, cum le faceți, lunar sau... Și lunar, dar dacă e cazul. Și de câte ori este nevoie, nu? Este nevoie. Da, și aveți discuții zilnic despre ceea ce s-a întâmplat la grădiniță cu copiii. Sigur. Noi avem norocul să avem un colectiv de părinți minunat care da. Se interesează mereu de ceea ce facem, care participă chiar la activități. Ne întreabă ei de ce avem nevoie să fie totul bine, de dacă ne mai trebuie ceva. Participă cu orice, sunt implicați în toate activitățile grădiniței. Da, e foarte bine și eu îi cunosc pe acești părinți. Noi știm că acolo unde sunt doi copii, numai doi, dacă ar fi, dacă nu-i vorba de 20-30 de copii, întotdeauna apar și mici conflicte, mai ales în timpul jocului. Apare jucăria preferată, sunt copii care sunt dominanți din toate punctele de vedere, vor totul să fie al lor, sunt acaparatori și nu mai cedează nimic. Uite, mie mi-a plăcut că în discuțiile pe care voi le-ați avut cu aceste familii tinere ale părinții copiilor, nici unul nu s-a supărat niciodată, chiar dacă au apărut mici conflicte în timpul jocului între copii. Și e un exemplu bun pentru cei care au copii mici, să nu se certe între ei, să nu se supere de la o joacă de copil. Sau să intervină că, uite, vin eu și-l bat sau când da, știu ce, un da, părinte. Da, da, nu sunt... există la noi în grupă, sunt oameni învățați, sunt oameni educați, cu bun simț și nu s-au întâmplat lucrurile. Am discutat direct dacă apare o anumită problemă, în ghilimele să spunem, discutăm lucrurile direct, diplomat, cu bun simț și de o parte și de cealaltă și atunci lucrurile intră prin făgaș normal. Zâmbeam pentru că mi-am adus aminte cum doamna Niculina vorbește. Eu când am intrat anul acesta în grupă, m-a uimit că doamna avea deja o parolă, un cuvânt magic al clasei, care este iubire. Și folosind cuvântul ăsta, este imposibil să nu meargă totul bine, să nu fie totul cu înțelegere, cu dragoste. Dacă asta este cheia magică, toată lumea știe ce înseamnă. Da, la venire ne îmbrățișăm, la plecare ne îmbrățișăm. Sunt diferite modalități de a primi copilul să vină cu drag, pentru că e despărțirea aceea de mamă, de tată, de bunică. Iese de la căldurică, din pătuț și vine până la grădiniță, unde sunt mai mulți copii, se așteaptă cu drag, lipsește unul, se creează niște prietenii extraordinare. Acum aveți copii de 4-5 ani, pe care o să-i vedeți și dumneavoastră la sfârșit, într-o mișcare foarte frumoasă, dar se leagă niște prietenii din grădiniță care uneori durează toată viața, sunt de durată. Trebuie să facem o precizare, doamna Angelica. Colega noastră a venit la noi și a căzut atmosferă de iubire, dar ea este plină de iubire și dăruiește iubire la tot pasul. Un om echilibrat, frumos, care este într-adevăr făcut pentru această meserie, pentru această, hai să spunem, misiune, cum am spus noi, nu? Pentru grădiniță. Sunt foarte fericită că lucrăm împreună și dansează foarte frumos cu copiii. Trebuie să vă spun câteva lucruri despre dansul în grădiniță împreună cu preșcolarii. Deci m-ați lăudat prea mult. Nu te-am lăudat, este un adevăr. Deci nu facem noi, că nu ne condiționăm cu nimic. Nu, deci iubirea vine din suflet, dar se simte și când o primești, este normal să o și dăruiești. Așa că e o chestie reciprocă. Da, și când ești și tânăr și ești și suplu și iubești dansul, e clar că atunci copiii vor reuși. De fapt, uite că aproape în toate grădinițele se găsește acum câte o plasmă pe care colegele mele își pun tot felul de activități unde copiii pot să vadă plantele, animalele în regnul lor, cum cresc, cum se dezvoltă, cum trebuie să îngrijite. De asemenea, învață cântecele, jocuri de mișcare. De fapt, se și spune că iubirea și înțelepciunea copilului este jocul. Da. Spunem noi că este actatea dominantă asta, de când am învățat noi, actatea dominantă în grădiniță, dar trebuie să respectăm acest lucru. Trebuie să nu rămână ceva nespus, doamna Angelica, stimați spectatori.
Doamna Angelica spunea ceva acum de o siluetă sau ceva la colega noastră, a colegii noastre, dar am lucrat în trecut cu doamna Angelica și nu are siluetă perfectă. Deci nu ține de siluetă. Nu are siluetă perfectă, mișcarea, implicarea. Și vreau să vă spun că după un an de zile copiii mă întreabă, nu există zi aproape să nu întrebe, când mai vine doamna Angelica pe la noi? Mai mult. Avem copii care dacă culeg de pe stradă un toporaș, o viorea, ceea ce găsesc, vin la grădiniță și nu aduc două, aduc trei. Una pentru doamna Niculina, una pentru doamna Agicuța și una pentru doamna Angelica. Și da, la ora actuală. Eu am o vârstă, 70 de ani, nu-s de aici, de acolo. Mulțumesc. Se simte lucrul acesta, dar... Poate mergeți dacă mai greu, iubit, dar în rest, tinerețea e o stare de spirit. Mi-am iubit profesia și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dăruit această profesie. Uite, astăzi am fost la o inspecție de gradul 1 la un preot, profesor și director. Și acolo am văzut niște oameni deștepți, un inspector general de Ministerul Cultelor cu rang de ministru și un profesor preot arhimandrit de la Babeș-Bolyai, care a fost președintele comisiei de gradul 1 și niște oameni extraordinari care au elogiat educatoarea și învățătorul, rolul pe care l-au în formarea omului, gândindu-se că și primul învățător pe pământ a fost Iisus. Da, avem o menire nobilă, avem o misiune grea, dar frumoasă. Foarte grea, aș vrea totuși, minunată. Pentru că timpul trece repede, înainte de a trece noi la partea a doua, unde copiii se joacă în curte, în aer liber, fac dansuri, aș vrea așa un cuvânt de încheiere și un îndemn pentru colegele noastre care nu prea ies afară, preferă să stea în curte, în casă, în clasă. Facem precizarea că această activitate în aer liber nu a fost pregătită cu mult timp înainte, sunt jocuri pe care desfășurăm firesc în fiecare zi, mai schimbăm, eu știu, parcursul aplicativ, dar nu sunt activități, n-au fost pregătite în mod special pentru această filmare. Deci sunt lucruri pe care le facem în fiecare zi. Pentru colegiile noastre educatoare, ele știu foarte bine programa, să nu se împiedice de atitudinea părinților care uneori, din dorința de a supraproteja copilul, nu doresc ieșirea în aer liber, dar trebuie spus că are o importanță covârșitoare mișcarea în activitatea unui copil, pentru că eliberează de energia aceea care este în surplus la vârsta preșcolară și care se transformă, dacă nu o cheltuie într-un mod onorabil, într-un copil încăpățânat, într-un copil cu probleme și nu știm de unde. Deci, dacă respectăm programa și dacă ne aplecăm mai mult asupra copilului, dacă parteneriatul între grădință și familie este real, atunci lucrurile vor fi foarte, foarte bune. Și copilul acela va fi sănătos. Și tu, Gicuța, ce le recomanzi? Cât mai multă mișcare. Cât mai multă mișcare. Și copiilor și adulților. Nu numai la grădiniță, nu stați, acasă. Nu stați în casă, ieșiți pe stradă, mergeți la muzee, mergeți în parc, mergeți la ștrand, mergeți la pădure. Avem atâtea locuri frumoase în Roman, așa că vă recomand tuturora să vă luați copilașii de mână și să mergeți cu ei la plimbare. Mulțumesc, stimate colegi. Și noi vă mulțumim. Sănătate multă copiilor și părinților, copiilor pe care dumneavoastră educați. Doamne, la revedere, Doamne. Și rămâneți în partea a doua.